Salutare, dragilor! Ultimul timp tot mai popular și mai popular este terapia prin masaj și, într-adevăr, foarte mulți oameni găsesc rezolvarea la problemelor de sănătate anume prin masajul terapeutic. De aceea, vă știți că acum recent noi am deschis și un centru de masaj și în București. Avem centrul nostru de masaj și la Chișinău. De aceea, cei care sunt cointeresați să facă un curs de masaj terapeutic sau au probleme de sănătate și nu știu cum să-și rezolve problema de sănătate, atunci cu mare drag vă invităm la cursurile noastre de masaj pentru începători și chiar pentru cei care au deja experiență, dar vor să-și mărească nivelul profesionalism. De aceea invit pe toți oamenii care vor, în primul rând, să vadă care este motivul, din ce cauză au problemele de gât, problemele de umăr, problemele de spate, de coloană, problemele de încheieturi. S-o sumedenie de oameni cu probleme de sănătate și mai mult ca atât nu găsesc care este cauza, care este motivul. De aceea, dacă ești și tu unul dintre acei oameni care au probleme de sănătate și vrei să-ți găsești răspunsul, cu mare drag te aștept la cursurile mele de masaj pentru începători. Este masajul clasic care se începe data de 9 și masajul terapeutic pe data de 12, exact peste o săptămână. Dar, practic, vinerea viitoare se începe cursul de masaj pentru începători. De aceea este foarte bine, fiindcă acei care se înscriu la curs au posibilitatea să se înscrie și la câteva ședințe de masaj, chiar la mine, la colegul meu, dacă ești în România, în București. Exact, putem face masaj dimineața, la masă sau seara după curs și ai vrea și tu să simți niște mâini diferite, să poți într-adevăr pot și eu într-adevăr să te ajut ca tu să-ți rezolvi problemele tale. Deci acest curs este pentru toți oamenii, acolo vom învăța masajul la spate, la început cu masajul clasic, da, masajul la picioare, masajul la burtă, masajul la piept, masajul la mâini, masajul la față, masajul la cap, practic tu vei putea de sine stătător să faci în doar 3 zile, da, durează cursul de dimineață până seara, vei putea de sine stătător să faci un masaj full, tot corpul, persoanei dragi din viața ta, poate ar fi o idee să-i faceți o surpriză, fiindcă am studenți foarte mulți care vor să facă surpriză persoanelor dragi din viața lor. Apoi veți învăța tot la asta primul modul, masajul clasic, masajul cu mierii. Eu vă voi arăta toate secretele, cum să faci masajul profesional cu mierii, masajul cu ventuze și masajul anticelulitic. Apoi, după cursul de masaj clasic, urmează cursul de masaj terapeutic, unde vă știți că eu sunt unicul autor cu unica tehnică de masaj terapeutic. Deja o sumedenie de videouri am, cum corect, unde, care sunt secretele, tehnicile, elementele, cum să puteți îndrepta scolioza, artroza, artrita, radiculita, hernia, talpoplată, varicoza, dar cum puteți lucrați cu masaj, să faceți, să prestați masaj într-adevăr clienților voștri și să aveți rezultatele necesare. Aici eu vă voi învăța aceste patologii și voi veți ști în 3 zile pe de rost aceste patologii. Cei deja care au terminat cursul știu că eu, dacă vorbesc, eu mă țin de cuvânt. De aceea, în afară de faptul că vom intra deja mai profund, vă voi învăța și vă voi arăta 12 metode de tratament ca voi să puteți singuri alege ce genuri de terapii v-ar ajuta suplimentar în problema voastră de sănătate. Veți înțelege, problema voastră este de la organele interne sau este de la corp, voi aveți de lucru cu organele sau aveți de lucru cu corpul. De aceea, cei care vreți consultații, vă știți că eu persoane din afara cursului, chiar pe perioada când eu sunt acolo. De aceea, dacă vrei mai mult să interacționezi cu mine, vrei să fii mai mult acolo, să-mi pui o mie și una de întrebări, cu mare drag vă aștept, vă răspund la toate întrebările și mai mult ca atât, vă veți învăța singuri să vă tratați. De ce? Fiindcă
Acum ajung la sensul și ideea că este imposibil pe oameni să-i tratezi și unica metodă, unicul mod să tratezi pe oameni este să înveți ca ei singuri să trateze. De aceea, haideți să avem singurei grijă de noi. De exemplu, exact situația mea, cum stau eu acum, am putea sta, uitați în poziția asta și încetişor să ne deblocăm cei care au probleme la genunchi, cei care au probleme la șold, să deblocați gonartrozele și coxartrozele doar în poziția asta. Da? Sunt foarte multe exemple simple, elementare, care dacă voi le implementați de azi, de acum, din secunda asta, în tehnicile voastre, credeți-mă, veți avea rezultate nemaipomenite, da? Fiindcă sunt lucruri simple. Eu nu vorbesc doar despre masaj. Vă știți foarte bine că eu nu promovez doar masaj. Eu tot timpul am promovat și modul sănătos de viață, alimentația, detoxurile, curățirile, fitoterapia, sportul, terapie prin mișcare, exact ceea ce facem acum, elementele din yoga și inclusiv și masaj. De ce? Învățându-vă singuri pe voi cum să aveți grijă, cum să vă faceți un program anual, da, de terapii, cantitatea de apă, exercițiile, elementele, zilnic, sistematic, făcând, intrând un program anual de tratament, credeți-mă că aveți rezultate nemaipomenite. Da? Mai mult ca atât, tot la mine, peste o lună, da, exact se începe în București, cursul de masaj visceral bază și avansată. După ce învățați cum să aveți grijă de corp, de spate, picioare, eu v-am arătat cum să vă deblocați fiecare organ în parte. Deci, lucrând cu corpul, lucrând cu organele, credeți-mă că asta este unica soluție la rezolvarea problemei voastre și începe de aici, de a intra pe linkul de mai sus, de a vă programa, apăsați, înscrieți-vă la curs, intrați pe link, alegeți cursul dorit, intrați pe link, înregistrați-vă și începeți să învățați. Da, asta este unica practic soluție. De aceea sunt sigur că deja de foarte mult timp mă urmărești, de foarte mult timp cauți răspunsuri, cauți tehnici, chestii. Mulți vin și îmi spun că, uite, eu fur de la tine pe internet. Exact de asta vă dau, că știu că mulți nu aveți posibilitatea. Poate deja mă urmărești de un an, de doi, și deja te-ai săturat atâta să mă urmărești. De ce veniți la curs, indiferent deja, chiar dacă știi tot, credeți-mă că și eu îmi pare că știu tot, dar oricum mai am de învățat. De ce noi învățăm reciproc unul de la altul și devenim pe zi ce trece tot mai buni și mai buni? De ce noi ne-am permis să ne deschidem sediul nostru la București? Poate ar fi momentul să-l vezi și tu. Și apropo, poate ești într-adevăr foarte bun, ai și studiile necesare și poate să te angajezi chiar pe tine, să vii și tu să lucrezi, să faci parte din echipa mea, anume la București. Voi deja ați văzut ce echipă am la Chișinău. Îmi doresc aceeași echipă să o am și la București. De deci, ce acum sunt chiar în căutare de o echipă bună, o echipă profesională, ca să poată să presteze serviciile și acolo. De deci, aceea, haideți să creștem, haideți să fim sănătoși și să începem cu dreptul anul ăsta, deja cu lucruri noi, ceea ce noi avem în viața noastră. De deci, aceea, sper că deja v-ați hotărât și faceți alegerea corectă.